Lasă-mă, gata, nervos. Ce ți-am făcut? Am zis ceva. Da, ți-am explicat de 100 de ori. Uite cum se face, domne, un subiect. Cum se face? Cum se face, cum creează subiectul. Unde o ia, o cupă, o mâna, o înzăpăcește, îi rupe coastele. Nu e și spate, în spate glume. Ce glume, mă, în ziua de azi? În ziua de azi, o iei, o, iartă-mă, te-am călcat. O iei, o zăpăcești, o mă mângălcești. O înțelegi, o iei, o judea, o iei pe partea asta altă. Înțelegi? Ușor, că dacă vrei jurul și pe asta, nu e. Înțelegi? Nu e, nu e venit nici sine ca doi pămpălăi. Stăm așa. Bună ziua, bună ziua, să rămână. Nu. Unde, mă? Că mi-ai făcut până acum ia ziua. Stai frumos așa, eu intru în emisiune, pac, una la fund. Altfel vezi situația, e timpul tine. Asta nu te duce tot timpul, trebuie să mă plezdești tu pe mine. Apoi ia fă și invers, stai liniștit așa. Cum să stăm una peste funcție? E cum mi-ar sta mie să... Nu, nu, nu se face. Nu e, nu e destul de bărbătesc, cum ar spune Dan Teodorescu. Mele pe apă, așa ale mele la fel, dacă mă întrebi. Ale tuturor rățușele s-au cam dus pe... Stau cu capul în apă și codița-n da, e că ți se vede zâmbetul. Da, da, am încercat să stau așa relaxată pe tine, știi? Zi, faceți noi un subiect de ăsta. Da. Mâine când venim? Uite, mă, te-am murdărit și pe partea asta. Scuze, șefa, să rămână, știți că... Am făcut așa de distracție, adică sper să nu-mi tăiați din leafă. Nu e, e așa de... 4.000 de euro. Eu nu înțeleg de ce faci tu toate astea. De ce mă trântești? De ce mă tăvălești? Să facem audiență, mai înțeleg? Așa? Okay, nu așa, nu așa? Fii atentă. Mario Fresh și Mira, să te vedem bate. Ce legătură are? Bine, rog pe balans. I like this balance. Bună ziua! Ce faceți? Cum faceți, Daniel? Să rămână! Bine, da! Să vă vadă lumea! Să vă vadă lumea! Să vedem, stimați telespectatori, poza! Acești superbi tineri interpreții muzicii. Mi-e frică, de ce să zic? Da, niciodată nu sunt așa. Care s-au gândit! Mințile lor să vedem de la ce să vândă subiectul. Ia uite de la cine am. Da, uite de la asta, n-am mușcat-o. Uite-te de la cine am. Zi sincer, a prins? Ați mușcat-o? Nu știu. Eu da. Da? Da. Ne-am făcut treaba. Eu am zis așa. Eu am pus ca să înțelegeți, am prieteni foarte apropiați. Care chiar au crezut că v-ați sunat. Trebuie, bă, ce s-a întâmplat? Și prietenii mei, gen, sunt super apropiați, ne vedem aproape zilnic, știi? Și v-ați deci, gândit voi, cu creierașele voastre, foarte... cine a fost cu ideea? Din punctul meu de vedere, da. În toată redacția, toată lumea a râs de mine. Și asta trebuie să recunosc. Atenție, cine a fost cu ideea? Vreau să știu. Dar eu nu, eu sunt foarte curioasă. Băi, ce părere nu mai pune la întrebarea asta, uite-o. Că la mine oamenii mi-au sărit în cap, gen mie. De ce? Insist. Păi cum să fac așa ceva? Cum să fac așa ceva? Cum? Și tu cum ai făcut așa ceva? Că de făcut ai făcut? Păi în primul rând nu putem să zicem că am făcut ceva. E doar... doar am mascat. Adică ok, perfect. De asta vreau să mascăm în direct. Stimați telespectatori, cum se face momentul? O să vedeți în ca direct. Ca să nu mai mușcăm. Ca să nu mai mușcăm. De se ia, Mario, te rog, în primul rând, așa stă ea, da? Nu, invers. Să arătăm poza, vă rog, încă o dată. Ce vreți să reproducem? Da, bineînțeles, să se vadă la televizor că actoria e actorie, tată. În primul rând, cred că invers. Trebuie să stea ea în partea cealaltă. Da, mă, în fază că asta e. Toată treaba. Poza pe jumătate, Alinuța, te rugăm. Băi, tu vrei să mai plec de aici? Da, bineînțeles, mă, să vă zici că am jucat eu. Eu plec, dar de venit nu mai vin niciodată, cu siguranță. Că o să fiu mort. Ce? Te omoară, Alexia? A, nu, nebunule, nu spune tu mie că nu i-ai spus. Ba da, i-am spus. Deci toată treaba voi este... Voi vă atingeți? Nu. Da, ba, cum să nu? Foarte puțin aici, un colț. A, un pic că e din profil asta. Da, pe nu, nu. Să nu atingi. Pe nu, ai, uite aici am pupat, uite așa. Ia. Așa. Păi, dar ce vrei, că după aia ziua se interpretează copul. Ia, exact, tu dai seama ce se întâmplă iar. O să zică lumea, a, dar tu chiar ești fără a, vrei să bumuie? Ia dă-te, mă, la o parte, copul. Ia pupu, ia pupu. Arată-mi eu. Am și eu un cuvânt de spus. Arată-mi nu ta poza. Pardon. Să văd cum se face cu dar uite fix ce ai. Am altă... Dar de ce nu vă arătăm vouă? Vino mă să-ți arăt cum se face. Stimați telespectatori. De ce la da, ia, ia, chiar vreau să văd dacă faci asta. Ce aveți? N-am jucat eu, tu ai jucat. Vino cu actriță. Jennifer Lopez ăștia, ce-s nebuni. Ține-l, ține-l de aici, de stomacel. Ține-l pe stomacel. Așa-l ține-ai. Așa. Așa. Și, atenție, mai mult capul, vedeți? Dacă îi lași capul, aici. Așa, hai așa. Ascultă-mă ce spun.
Da, da, ăla e direct pe braț. Nu, 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 nu e ok, nu. A, mai e foarte aproape. La ia modul, arată, mă, la modul chiar nu poți să atingi un pic tu, din greșeală. Auzi, ce bunule. Ia arată, arată cu teu. Arată cu teu. Asta zic și eu. Hai. Arată-mă cu teu. Dar nu am cum, mă, pentru că se interpretează, mă, n-am cum. Ce se interpretează? Se interpretează ca și vouă pe gură că sunt foarte bun actor. Dar ce m-a apucat-o și Vârciu și Botezatul? Stai, sunt foarte bun actor. Și bine, eu sunt foarte bun actor. Dacă mai vrea cineva să mă pupe. Auzi? Nu-i lăsa, că intră și el într-o galerie select. Auzi, dar nu vrei să jucăm pe ping-pong? Hai, deci că aici chiar e... Deci fii atent. Băi, noi am încercat. Băi, e foarte ceva pentru mine să fac asta, că e ca și cum aș face cu mama. Băi, nu mai vorbi așa! Cum vorbești, mă, așa cu colega mea? Păi, stai, mă, așa! Cum vorbești așa? Ce vârstă aveți? Auzi, ia tu, nu mai respecta, mă, că au respectat toate ția, să trecem la fapte. Dar nu așa, mă, frumos, mă, că am fi... Așa la nu faci cu tine? Timid? Nu e, mă, știi? În real, eram amândoi foarte timid și tremuram. Eu tremuram. Tremuram de emoții. Păi stai, mă, că tu știi că e tehnică. Adică știi că te pupi într-un anume fel și că... Da, da, chiar și așa era prea intim momentul cu prietenul meu, Mario. Hai, mă, dar de câte ori real, nu, real vorbind, a fost... Pentru mine a fost... Mișto! Simplu. Bravo! A fost mișto. Nu, a fost simplu. A fost simplu. Ea tremura, eu nu eram deloc panicat. Am zis, hai de-mă pe bune, că pe bune, doar te pupă aici un pic așa în colț. Și gata, asta a fost, adică nu... Mare. Eu tremuram și că Alexia și... Asta zic, i-a tremurat și de frică. Și eu nu, n-ar fi trebuit să tremur sau ia cum? Ia ce a spus în momentul în care te-ai dus acasă, zic, băi, Alexia, am gândit să vindem noi videoclipul ăsta... Uite așa, s-o pup eu pe Mira. Are încredere, nu? Nu, dar a zis să fim actori reali și oamenii să, gen, să trăiască. Așa a spus ea? Nu, noi. A, voi, i-a spus. Noi. Și ea? E ok, îmi place foarte mult piesa și Mira cântă ok, deci mi se pare ok. În cadru e ok, în cadru. În cadru. Dar bine, nu ai spus că de 50 de ori s-a tras, 50 de duble. Asta nu. Nu a fost chiar atâta. Haide, nu 50, dar 48. El stătea și mai greșea o dată. Fiți atenți, pentru că sunteți de doi copii îndemânatici, practic, adică va ieși repede. Asta mie, l-a pupat. Mie nu-mi place. După ce am pus să se pupe, noi trebuie să-i punem să... Da. Să... Avem niște probe de îndemânare cu ei, okay, să vedem, domnule, dacă se descurcă. Vreau să mergem la măsuța din partea dreaptă. Bun. Ce trebuie unde, să facem? Eu unde stau? Aici sau acolo? Aici. Care e miza? Vreau să știu. Miza este foarte simplă. Care e miza? Tot e cu pupici azi. Miza, nu știu, câștigi un pupic. Bravo! Faci ceva, da, nu știu, dai un pupic. Avem doi băieți din echipă care vor să se pupe de mult. Poate pierzi, știi cum e. Fiți atenți. Tu ai bilele albe, da, tu ai bilele portocalii. Da. Cine reușește să introducă o minge de ping-pong în... sulul de hârtie. Mai mult. Primele trei. Primește sulul de hârtie acasă. Bravo. Mamă. Oricum se arată vremuri. Chiar n-aveam. La soare. Hai să vedem. Deci primul care reușește să introducă trei bile în sulul de, în sulurile de hârtie, câștigă. Te pregătiți în același cum vreți. Trei și hop, o ratare. Foarte bine. Băi, că ăsta are... Au! A fost aici. Cantare, cantare. Bine. Aproape, Mira! Hai, Mira. Prea ușor, prea ușor. Mira! Ia, ți-a scos, Mario! Bila. No! Bine! Una, Mario! Nu aproape. Se poate că ai dat! Hai, mai avem 30 de secunde! Au, 30 de secunde până acum, 1-0. Haide, mă! Mira, aproape, Mario! Nu, ce mă enervez. Haide. Vezi că Teo ține cu Mira. Am văzut cu toții, stimați spectatori, această... Mira, săraca, această... Au! Este 1-1! 5! 4! 3! 2! 1! În ultimul moment, stop! În ultimul moment, 2-1, dar este adevărat, a fost ajutat. Deci 1-1. Ia uite, din 5, 5 deodată te arunc și dau măcar 2. Ia. Dai pe naibii. Bravo. Uite, bravo, Mario. Ia. Perfect. Fiți atenți. Facem așa, mai avem un joc plus. Da, ați avut colegi, era mic. Dai, așa. Tragem masa de aici. Veniți voi în centru. Așa, acum... Povestiți-ne despre piesă.
că vă mai pregătim un joc. Și acum noi mai avem cum să mai facem pe aici coregrafii, să avem, mișcăm când cântăm. Ne îndreptăm vertiginos spre 2 milioane. Hai, 2 milioane? Da. Puțin mai față. Stai că noi încercăm să vorbim toți în același timp. Eu încerc deci vorbim despre piesă acum. Deci da, aproape 2 milioane? Da. Și n-ați lansat-o pe TV încă? Adică până în acest moment? Nu, am lansat-o de o săptămână. Da, pe TV zic. A. Pe TV e premieră. Pe TV e premieră. Prima apariție cu ea la televizor, că acum na. N-am auzit. Mama mea n-are YouTube. De ce se la noi nu se aude, că de obicei avem grijă să nu se audă nimic. Știi? Pentru că ai invitat-o să se zăpăcească de nervi. Da. Așa. Bine. Piesa, Mario, zi, cine a scris-o? Stai că eu n-am fost în viața mea în jurul atâtor mingi de ping-pong. Și simți nevoia să te joci așa, vrei să intri în ele să... Ce vrei să zicem despre piesă? Cine, ce... cum? Dacă vrei să spuneți ceva, dacă nu e obligatoriu. Mădălin Roșioru ne-a sunat, m-a sunat pe mine, mi-a zis că are o piesă să-mi trimită să-i spun părerea, s-a gândit la mine și după aia m-am gândit eu, cine să cânte pe piesa asta? Zic Mario. De fapt, ea s-a gândit, dar eu știam piesa de înainte și... M-am autopropus, vrei să spun sincer? Nu, i-am spus lui ursul că îmi place foarte mult piesa, atât, de fapt. Și ursul mi-a aruncat-o mie, mi-a zis... Nu știu ce s-a întâmplat de acolo, zice, băi, mi-e place foarte mult. Managerul nostru zice, băi, Mario s-ar potrivi bine pe piesa asta. Și eu, da, ai dreptate, acum că zici... Deci așa face el. Nu știu, eu așa doar am spus că îmi place piesa. Nu, acum, dar oricum e cea mai bună alegere, oricum. Așa a vorbit și cu regizorul pentru Pupic, să știi. Da. El știa de la început. De aici, uite de aici o bag. Ia. Eu zic să... Săraca Teodora e. Hai că m-am mai pregătit un joc, veniți-mi cu... Veniți-mi cu aia, era să-mi rup gâtul. Am crezut că e o glumă. Veniți puțin. Fiți atenți. Avem aici niște baloane. Fiecare are câte o pungă. Sunt sigilate pentru că regulile COVID. Deci așa faceți voi toată ziua, vă jucați pe aici? Exact, ne simțim bine. Păi, ce trebuie să facem? Vă desfac. Uite, primul începe Mario. Îți desfac paharele și va trebui să umfli balonul în pahar. Cam greu. Și să... Stai să vedem. Iar o să avem tensiune aici la sub urechea aici. Ia uite, pentru amândoi. Și într-un minut, câte pahare puteți muta? Puteți muta cu balonul și să faceți un multe. Pardon. Știu, făceam. Asta e joculeț. Eu n-am văzut. Mai deci făcea. Umfli. Prinzi balonul. Bun. Și cine face cel mai repede? Cine face cel mai repede? Păi ce dau încolo, îmi trebuie mai... Atenție! Stai! Într-un minut... 3, 2, 1, start! Hai, Mirea, că te-ai prins. Bine, una, bine! 1 la 1. 2 la 1 pentru Mario, 2 la 2. Mario se prinde. Mario, ieșește, 3 la 2 pentru Mira. Ultimul pahar pentru Mira. Este! Eram înaintea ta. Erai înaintea, doar că ai pus pe la strâmb. Mai încercăm o dată? Ai văzut? Nu mai vreau. Ce? Nu mai vreau. Am tipat tot balonul ăla. Nu mai pot. Nu ăsta voiam, pupicul vreau. Are pe pas o dată pupicul. Hai să mergem. Nu, eu vreau să știu ce câștig. Asta mă interesează. Imediat îți spun. Băi, frate, și la primul și la al doilea. Șansa unică, Mira, în acest moment, pentru că ai câștigat să cânti piesa. Nu, zi, acum să-l pup pe Mario. Nu, deziubește-mă. Dar de ce se numește deziubește-mă? Adică să nu mă mai iubești? Da, e... E un joc de cuvinte, dar altfel. Iubește-mă. Practic, noi ne... O să zic la mea, ce face? Inventați cuvinte. Da! Noua generație, da! Perfect! Să ne deziubindă. Sau fără? Nu, fără, că noi dacă venim să promovăm o piesă și este playback... El care să oamenii să înțeleagă că... Perfect, hai facem așa. Eu am microfon pregătit, dacă vrei. Hai să cântăm fără microfon. Fără. Păi nu, când are sens. Da, are sens. Deziubește-mă, premieră pe TV. Să prindeți momentul ăla la final, vă rog mult de tot. Da. Reconstituim momentul. Da.